Salut, sunt Elia și este colecția mea de jewelry partea a doua. Începem cu ăsta, a fost și în primul videoclip. E Submariner ăsta 41 Date. L-am primit la 14 ani, a trecut mult timp de atunci și sunt multe alte ceasuri pe lângă el. Dar mereu o să fie la mine, Nio, 100%. Se poartă daily acum. 12.300 de euro în momentul de față. Retail a fost 8.600 pe vremea aia. Acum e 12.300 ceva de genul. Ăsta e un Rolex Milgauss, care l-am primit după ce a murit bunicul meu. A fost ceasul lui și mi l-a dat tata ulterior. Nu prea-l port pentru că mi-e frică să pățească ceva, să zgârii sau nu știu. Dar e un ceas foarte frumos. Bam. 8.000 de euro. Ăsta e un Rolex Datejust, care am putut să-l cumpărăm direct din Rolex și când poți să cumperi un ceas direct din Rolex, nu se merită să nu-l iei, trebuie să fii nebun la cap. Și e un Rolex Datejust cu cifrele cu diamante, gen cum ar veni, nu știu cum să te explic. Dar ăsta e vreo 12.000, mi se pare. Nu, 13.000. Ăsta este una dintre cele mai noi achiziții, un Rolex Daytona. Two-tone, pe care l-am prins tot din Rolex și n-am putut să nu-l iau, evident. Și e vreo 25.000 acum, ceva de genul. Ăsta e un ceas pe care mi l-am dorit de foarte mult timp și am văzut că și-a luat cineva din industria noastră românească și am zis că nu pot să nu am și eu unul. Uitați-l aici, e un Rolex Datejust full iced out, undeva la, i-am dat 22.000 de euro pe el. Nu cred că s-au meritat banii, dar n-am cum să mă plâng, e frumos rău de tot și plus că are și diamante înăuntru în cadran. Putem să testăm diamantele? Cum să nu, frate, ce-i? Îți trebuie rămâna, ce-i? Stai mă, că fac eu. Uite așa. Aia zic. M-am luat puțin transpirațiile. Pula mea. Ultimul care a fost și în primul videoclip, dar e cel mai important, părerea mea. Un Rolex, un... Băga-mi și pula. Un Rolex Yakmeister 1 cu rubber band, rose gold, 40 de milimetri, care a fost primul meu ceas mai scump și, sincer, acum e singurul care a crescut destul de mult în preț, e vreo 33.000 acum, 34.000 de euro. Are și cutia asta imensă față de toate celelalte, cea mai mare cutie, capul meu. Cu ceasurile am cam terminat. Știi cum fac rapperii cu banii? Gen? Direct, bam. Și acum mai avem brățara asta, e o brățară de aur pe care mi-a dat-o sora mea la 18 ani, care scrie că mă iubește mult aici într-o limbă, nu știu exact ce limbă, nu știu cât costă. Și mai e brățara asta de la Cartier, dar pe care nu pot să o dau jos de la mână, că e închisă de când am primit-o, tot de la 18 ani am dat-o jos. Prețul de la Love Bracelet-ul ăsta Cartier e cam 8.000 de euro, 7.500-8.000, depinde. O am și pe aia mică, cu șnur. Asta așa, pe care am primit-o tot de la sora mea. Asta e vreo 1500, ceva de genul. Asta e o achiziție mai nouă, de la Cara. O brățară cu diamante, cam 5 carate. Nu știu exact prețul, cred că e undeva pe la 6.000-7.000 de euro, ceva de genul. Se testează și asta? Da, cum să nu. Da mă, da. Da mă, da. Altă viață. Altă viață. Și pe aici nu prea mai am nimic special. Asta e un ghiul de la Dior. Știi aia care a purtat Travis Scott, gen colecția aia de a purtat Travis Scott de la Dior. Ăsta e zirconiu, dar nu știu, arată bine rău de tot. Și oricum e cât un inel ca și cum ar avea diamante, adică a fost vreo 1500 de euro și ăsta. Sincer, mai am niște brățări de la Hermes și în rest cam atât. Asta e o brățară făcută cu diamante, am făcut-o eu în Dubai. Poți să o testezi și pe asta, da. Ia. Asta e cam 1500-2000 de euro. Asta e o brățară simplă de la Hermes. Mai am una pe care am pierdut-o. Asta e un tenis cu diamante negre de vreo 10 carate, ceva de genul. Bine, hai, testează-l și pe ăsta. Și ăsta se testează. Hai, testează și ăsta. Pe salada peste cap, vezi, te mint? E cam 8.000 sau 9.000 de euro, nu știu exact. Și ăla? Și ăsta? Și ăsta cu diamante? O cruciuliță, da. Era Damiani. Cred că dai pe aur așa. Nu. Și asta e cam 4.000. Și mai am niște ceasuri, dar n-am putut să le aduc pe toate, pentru că sunt toate în cutia cu valori de la bancă, înțelegi? Și asta o să se ducă tot acolo, că nu stau cu ele în casă, adică nu aveți gânduri să veniți după mine să spargeți casa, că n-aveți de ce. Maxim găsiți un gras în pat, nimic altceva. Și dacă toți suntem la băieții de la Hugat Bars la interviu, am găsit și o cheie de Bentley la munte, nu știu a cui e, dacă vă uitați la videoclip sau ceva, să știți că e la mine, mă contactați pe Instagram. Bă, frate, eram la munte și mă plimbam eu pe acolo și ieșeam de la club, de la Nuba Chalet. Mă uit eu pe jos și văd o cheie de Bentley. Popula mea, o iau. Mă duc, întreb acolo, nimeni, nimic, e și călcată de mașină, dacă vedeți. Uitați că e oval, așa, n-are, îi lipsește tot. Și n-am găsit pe nimeni. Acum, dacă vă uitați, na,
dați un telefon, un mesaj pe Instagram, ceva. Trebuie să-mi dați poză și cu Bentley eventual. Și știu și ce fel de Bentley e, că se vede aici. Ai ceva proiecte noi de anunțat? Bă, o să scot o piesă în martie acum, următoarea. O să fie bine. Am zis și în podcastul cu Emi că dacă nu merge bine cu albumul, gata, cu muzica, nu mai scoatem nimic, nu mai facem nimic. Deci fiți pe fază când scot piesă. Cam atât a fost episodul. Am ajuns la circa 140.000 de data asta. Am trecut peste bariera din partea întâi. Să vedem în partea a treia cum o să fie. Eu zic că o să treacă și peste 200.000. Vă pup, vă iubesc, Sloboz. Nu mai zic nimica. Ce să zic de hater? Vă f*** în gură. V-am pupat. Poți să-mi pui bipuri? Da. Așa, hai.